Mie îmi rămâne privilegiu să închei duminica aceasta cu un îndemn: să alergați bine și nimeni să nu vă fure, să nu vă răpească premiul alergării voastre. Amin? Amin. Care sunt planurile tale pentru anul acesta? Cât de mult, cum spunea Lucian, ești gata să stăruiești deliberat, conștient și harnic în împlinirea lor? E ușor să faci rezoluții de an nou. Una din cele mai comice, unul din cele mai comice comentarii la rezoluțiile de anul nou a fost a unui om care lucrează în birou de contabilitate cu vreo alți 12 persoane, doamne mai multe și domni. Și a zis: e bucuria mea în fiecare ianuarie când ne revedem după pauza de sărbători și de anul nou. Și știu că toată lumea a făcut rezoluții și cum arătăm fiecare, știu cam care precis una dintre ele. E bucuria mea să aduc la servici o cutie mare de donuts care miroase de ția nasul și să o pun acolo așa, deschisă, și să văd cât ține rezoluția fiecăruia dintre noi, care e primul care o să o calce. Alergarea este o preocupare, o pasiune și ar trebui să fie o stare normală. Gândiți-vă că sunteți într-un popor sau într-o biserică care istoric, timp de mii de ani, a dovedit că începe mereu, dar se potignește și cade. Că e caracteristic să înceapă, dar pe urmă să cadă, să renunțe, să caute altceva, ca ai vers pe pereți. Acesta este cel care a scris epistola către evrei. Vechiul Testament este ilustrația a tot ceea ce v-am spus. Un neam care a fost ales de Dumnezeu pentru un destin foarte important, a avut la dispoziție minunile lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu și a avut o sumedenie de începuturi, pentru că mereu, puf, au luat-o în jos. Dumnezeu iarăși a ridicat prin profeți, puf, s-au dus în jos. Neamul acesta a avut privilegiu să-L primească pe Dumnezeul lor în vizită și Iisus Hristos a venit la ai săi și ai săi nu L-au primit, dar tuturor celor ce L-au primit le-a dat dreptul să devină altceva, copiii lui Dumnezeu. A fost o schimbare epocală în planul lui Dumnezeu cu lumea și a început de la poporul evreu. Și autorul epistolei către evrei, capitolul 12, vede pe unii din frații lui, din evreii lui, că după tipicul lor istoric se duc înapoi, se lasă jos, coboară, obosesc și ar vrea să se lase de ideea asta cu Iisus Hristos, Mesia, și la ei nu s-a numit niciodată creștinism. N-aveau cum, n-aveau de ce să traducă termenul în limba greacă. Creștinism e de la Hristos, care e traducerea în greacă a cuvântului evreiesc Mesia. În poporul evreu apăruseră o ramură nouă, numită calea, alternativa, mesianicii. Ei spuneau că Iisus Hristos a fost, a înviat și este în continuare Mesia. Dar unii dintre ei au început să dea înapoi. Și cumva alarmată de situația aceasta, scrie scrisoarea aceasta, în capitolul 11, le dă o serie întreagă de exemple din istoria lor și spune: uite ce oameni am avut noi în istorie, care au perseverat și au ajuns eroi ai credinței. Voi acum vreți să mergeți înapoi? Nu o faceți. Fiți ca aceștia pe care i-a avut Dumnezeu în familia neamului nostru, oameni pe care noi îi socotim mai mari noștri. Și le vorbit de Avram, de Moise, și la un moment dat zice: și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc despre un Gedeon, un Barak, un Samson, un Iefta sau Ieftaie, cum e scris aici, un David, Samuel și proroci. Acestea sunt argumentele lui ca oamenii aceștia să nu dea înapoi, să continuă alergarea. Este încă mult de mers. Dumnezeu are planuri mari cu noi. De aceea nu dați înapoi.
V-am întrebat care sunt planurile dumneavoastră pentru anul 2024. Ar trebui să întreb altfel. Care credeți că este planul lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi? Credeți că Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi? Credeți că este cineva în dimineața aceasta aici, în biserica noastră, care e în afara voii lui Dumnezeu, pe care l-a părăsit Dumnezeu și nu se îngrijește de el și nu are planuri cu el? Dacă n-ar mai avea planuri cu tine, te-ar pup! Ai murit și te-ar lua acasă. Dacă te lasă încă pe pământul acesta, înseamnă că are planuri cu tine. După ce le spune galeria de eroi din capitolul 11, urmează acest capitolul 12. Și el are câteva părți, nu stăm la el pentru că eu doar fac o încheiere. Prima parte zice, continuați alergarea. Alergarea este plină de cadavrele celor care au alergat un timp și acum sunt pe marginea drumului, n-a rămas nimic dintre ei. Nu fiți ca aceștia. Și nu numai atâta, să știți că dacă nu ascultați și nu mergeți înainte, Dumnezeu se va purta cu voi ca niște fii. Și care este fiul acela pe care să-l primească tatălui și să nu-l pedepsească? Așa, nu dați înapoi! Nu dați înapoi! Nu renunțați la Iisus Hristos! Ați cunoscut harul, ați intrat în mișcarea aceasta mesianică. Dumnezeu pedepsește pe orice fiu pe care îl primește. Vie teamă de pedepsa Sinedriului și a evreilor, pe persecuția care va veni peste voi? Fleac! Cine vrea să vă pedepsească? Sinedriu și evreii sau să vă pedepsească Dumnezeu? Așa că continuați. Iată versetele frumoase pe care le scrie în capitolul 12 și nu o să le citesc pe toate. Și noi, dar, uitându-ne în trecut, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte, mesajul lui Lucian, da? Avem foarte multe iubiri și priorități, dar nu ne uităm la Domnul Iisus. Nu-L iubim și nu îl facem pe El pasiunea noastră numărul 1. Uitați-vă dar cu luarea minte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine El iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește Tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci în adevăr ne pedepseau pentru puține vreme, cum credeau ei că este bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare, dar și nu de bucurie. Dar pe urmă, mai pe urmă, aduce celor ce au trecut prin școala ei a roada dătătoare de pace a neprihănirii. Și acum, salutul meu pentru 2024, pentru noi toți. Deci citim versetul 12 și 13 și 14 și 15. Citim toți cu voce tare, da? Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Asta e apropo de rugăciune. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama
Bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune și să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Și așa mai departe. Acesta este capitolul 12. Cum îl aplic eu la Biserica Betel și la români? Primul lucru pe care trebuie să-l facem și să-l facem iarăși și să-l facem iarăși și să-l facem iarăși este să ne reaprindem viziunea noastră eternă. Viziunea noastră eternă. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facem este să dăm la o parte orice piedică și păcatul. Și o să revin asupra acestui lucru. Al treilea lucru pe care trebuie să-l facem este să identificăm lucrarea pe care ne-a dat-o nouă Dumnezeu și să ne ținem de ea. Să ne ținem de ea. Am notat aici câteva persoane. Nu am pretenția că ce spun eu acum este cronologic sau biografic foarte precis. N-am studiat biografiile acestui om decât în cărțile pe care le-am citit. Autorul dă capitolul 11 și ne spune: uitați-vă la oamenii aceia. Uitați-vă la oamenii aceia, au ajuns eroi al credinței. Șansa voastră să fiți în aceeași plan al unui Dumnezeu extraordinar care lucrează cu oameni obișnuiți. Primul om despre care vreau să vă vorbesc este Ioan Dan. Eu îl aduc în poporul român. Ioan Dan a fost mai mic decât oricare suntem noi în adunarea aceasta. Uite, cam așa era. Așa era micuț. Și faptul că a fost mic și n-a fost un om deosebit, nici ca orator, nici ca alte lucruri, nu l-a împiedicat pe Dumnezeu să facă din el eroul poporului baptist în perioada de mare, mare, cumplită persecuție. A făcut din el președintele baptiștilor din România, omul pe care s-a vărsat toată presiunea prigoanei. N-au reușit să-l rupă, n-au reușit să-l frângă, n-au reușit să dea înapoi. A fost vârful de lance, mic, dar ca un diamant. Îl căutau prin state unde mergea la bisericile înființate, îl căutau prin state unde făcea evangelizare. Puneau poterea peste el, siguranța, securitatea de atunci. Într-un sat unde s-a dus, oamenii la țară adună lemne și le zidesc acolo, le păstrează pentru proiecte de construcție sau pentru alte lucruri. Dar lemnul, dacă îl pui pe pământ, ia umezeala din pământ și era să zică ruginește. Ce face lemnul? Putrezește foarte repede. Și atunci ardelenii au pus niște pietre așa mari și lemnul stătea la cam atâta de pământ, ca să nu ia umezeala din pământ. A venit securitatea după ei, frații au zis: trebuie fugi, să te fugi că te arestează. Pium, s-a dus în curte, s-a băgat sub lemnele acelea. Pentru că era zonă de munte, au căutat peste tot, nu l-au găsit, au lăsat un ostaș să stea tot timpul acolo, pentru că trebuie să vină el până la urmă, nu se poate, trebuie să vină el până la urmă. Și fratele Dan a stat sub grămada aceea de lemne, scânduri, bușteni, cum vreți să le ziceți, câteva zile de întregi. Frații ziceau: o să moară săracul. Și când a ieșit mai târziu, povestește el în cartea lui, a zis: Domnul a trimis o găină care în fiecare zi îmi făcea câte un ou. Într-un alt sat l-au arestat și au zis: ăsta trebuie omorât. Cu ăsta nu ne înțelegem, cu ăsta trebuie omorât. Și l-au băgat într-un grajd cu cel mai teribil taur din locurile acelea. Bestie mare, cu coarne tale așa mari. L-au băgat acolo, au închis ușa și au zis: îl omoară taurul. Și într-adevăr, taurul s-a repezit la fratele Dan
Și dânsul, de frică și mic cum era, s-a băgat într-un colț al staulului, al grajdului, și taurul a venit cu așa mare putere spre el să-l facă praf, că amândouă coarne s-au înfipt în lemn în stânga și în dreapta și el era mititel, a stat acolo. A stat acolo. Și taurul nu putea să dea înapoi, avea coarnele băgate în lemnul ăla. Și fratele povestea că m-am rugat prima dată să nu mor. Până m-am rugat să-mi dea Domnul o prietenie cu taurul ăsta și am început să-l mângâi pe cap. Și mă rugam și cântam și îl mângâiam pe cap. Mai mare credinței noastre. Nici unul dintre noi de aici nu suntem dezavantajați de persecuție sau de starea mică de statură a fratului Dan. Ce-a făcut Dumnezeu din omul acela? Ce-a făcut Dumnezeu din omul acela? Am eroi aceștia ai poporului român pe care îi cunosc și să vorbesc tot de unul mic de statură, bătut cât nici nimeni din biserica asta n-a fost bătut. Nici toată biserica noastră la un loc n-a luat bătaie cât a luat omul acesta. Se numește Traian Dors. Fratele Emil Dumitru, care l-a vizitat în România, și Viorel Trintoc este un nepot al lui Traian Dorz, spune că nu îl puteau convinge să stea cu minte, să nu mai scrie și să nu trimite în țară hârtiile lui pentru oastea Domnului. A fost un om fără școală, un om fără pregătire, fără facultăți, dar Dumnezeu a turnat în el darul acesta al inspirației să facă poezii. Nu îl putea opri nimeni. Fratele Vumran, fratele de care o să vă spun imediat, Nicolae Moldoveanu, povestesc că îi punea iarna, ca să erau la regim de exterminare, să stea în zăpadă sau pe ciment, în goli, să stea acolo pe cimentul ăla, ca să facă ce boală face. Pneumonie și... i-am omorât, domnule, noi, a murit de pneumonie. Și fratele, frații se sculau, mergeau în celulă și... Fratele Traian Dors le spunea, prin bucurie, vreau să vă spun cântarea, poezia pe care mi-a dat-o Domnul. Și el și cu Moldovean scriau și compuneau în pușcărie. În 2024 nu o să-i start asta. Dar dacă Dumnezeu a putut să facă prin oamenii aceia ce a făcut, poate să facă și prin tine. Vă spun de unul care îl știți mai bine. Fiul unui dentist de la Istanbul, de la Fanar, de la Istanbul, de la Constantinopol. Tata evreu, câțiva copii, dentiștii au dus-o întotdeauna bine, evreu dentist. S-au întors apoi în România, unul mai neastâmpărat ca ceilalți. Nu era bun nici la dentistică, nici la nimic. Aia l-au ajuns doctori, unii au ajuns să trăiască în Israel și au trăit destul de bine. Ăsta ne-a stâmpărat, s-a băgat în politică. A ajuns să simpatizeze cu comuniștii, luat de Pătrășcanu, s-au dus la Moscova, a devenit una din stelele noi ale mișcării comuniste din România. A ajuns să meargă apoi în... A fost la câțiva metri de Stalin. Ne-a stâmpărat. S-a căsătorit apoi cu o evreică tot neastâmpărată, idealiști, oameni care au vrut lucruri frumoase. I-a ajuns la Sorbona și a ajuns secretarea generală a organizației de partid de la Sorbona. A terminat facultatea de la Sorbona. S-a numit Richard Wurmbrand și Sambina Wurmbrand. Taicăsul și ceilalți evrei au zis, bă, lasă-te de prostii, băi. S-a luat de chestia asta și până a devenit creștin. Bă, ai dat de lac în puț, băi. Nu l-a urmat nici tata, nici frații lui, nici nimic. A fost o oaie neagră într-o familie care erau foarte bine, foarte bine, foarte aranjați. Asta avea un neastâmpăr al lui. Dar la un moment dat și-a deschis ochii. Și-a spus, viața este mai mult decât ceea ce este. Și a luat dintr-o dată perspectiva aceasta eternității, pe care o luase și Dan, pe care o luase și Traian Dors, pe care a luat-o și fratele Moldovan, și au zis, viața este mai mult decât viața aceasta. Se merită să trăim pentru Dumnezeu, pentru eternitate, pentru planurile frumoase pe care le are Dumnezeu.
Și Richard Wurmbrand și-a dedicat viața pierzând-o creștinilor și oamenilor persecutați din toată lumea. Cine a câștigat mai mult, el sau frații lui? Cine a rămas în istoria acestei lumi mai mult? Frații lui nici nu-i cunoașteți, nici pe tata lui. Nici pe colegii de partid ai tovarășei Sabina Wurmbrand nu-i cunoașteți. Îl băteau rău de tot și Dumnezeu i-a dat un geniu să știe să pună cuvintele în forme convingătoare. Și când îl băteau cel mai... Pe el nu l-au bătut pentru că era creștin. Asta a fost secundar. Pe el l-au bătut pentru că a fost comunist. Și a trădat încrederea partidului și investiția partidului și a trecut la creștinism. Trădarea a făcut să aia cea mai multă bătaie. Și îl băteau și îl întrebau... De ce mai ai trecut de la Partidul Comunist la creștin, mă? De ce mai ai trecut de la ideologia, poezia care o știți, la prostiile astea? De ce, mă? Dă-i și dă-i. Zi-mă, de ce? Geniul lui. Pentru că Partidul Comunist nu mi-a oferit viața veșnică. Și ca evreu am zis că fac o afacere mai bună dacă mă duc după Iisus Hristos care îmi dă viața veșnică. Nu, răspundeți la replica asta. Un om care a vrut și a văzut dintr-o dată perspectiva eternă și a zis, se merită. Se merită să facă o pasiune, cum spune Lucian, pentru Iisus Hristos. Vreți să vă mai dau unul mic? S-a numit Vit Popovici. Înțeleptul neterminat. Frate Brânzei, te duci, unde te duci? Mă duc să iau diploma de la John MacArthur, am terminat Institutul Biblic. Frate Brânzei, ai grijă ce faci, să nu iei hârtia aia, să o pui într-o ramă pe perete și să crezi că ai terminat. Eu sunt un om neterminat. Am început școala și n-am terminat. M-am dus în armată și n-am terminat nici armata. M-am dus la seminarul baptist și... N-am terminat nici seminarul baptist. Eu nu am nicio diplomă. Ai grijă ce faci. E un om care a avut dintr-o dată perspectiva eternității și a zis, asta e mai important decât toate celelalte. Și l-a transformat într-un om harnic, păstor al păstorilor, editor al cărților. A tradus texte de melodii care se cântă și astăzi. Avem și noi, evrei 11, eroi ai credinței noastre. Am vorbit de moldovan, dacă ar trebui să vorbim de moldovan, ce viață extraordinară. A ajuns în armată să cânte muzică militară. Tu-tu-tu-tu și chestii de-astea, acolo în Banat, unde a făcut el armata. Și pe urmă a avut accidentul acela și toată viața a fost... Cei care l-ați vizitat acasă știți cum era dânsul. Una din mâini nu mergea. Dar nu l-am împiedicat să cânte și să scrie scrisori. Cântări, câte a scris? 10? 100? 1000? Nimeni nu le știe numărul. Și pentru că nimeni nu le știe numărul, am să vă mai vorbesc despre un grec rătăcit în România. Sunt eroii credinței noastre. Oamenii a căror lumina a rămas cu noi și din care ne hrănim și noi astăzi din slujirea lor. Câți oameni așteaptă să se hrănească și din slujirea ta? Numai fi credincios, fi credincios. Fă pasiune pentru Dumnezeu. Era un tânăr grecotei într-un București sofisticat, el însuși un om sofisticat, un om de artă, dar de meserie era... tehnician de scenă, el punea decorurile și le gândea decorurile de la piesele astea pe care Teatrul Național și alte teatre din București le puneau împreună. Și acolo punem un copac, aici punem un ăsta mare și eu am să fac pe el, o să desenez niște chestii aici, facem. Asta era meseria lui. S-a dus în dimineața aceea în Parcul Cismigiu să se relaxeze un pic, era modelator, ca să nu spun că a fost sculptor, pentru că nu neapărat a fost sculptor, a fost pictor, pentru că trebuia să fie pictor. Avea o slăbiciune pentru artă în general și pentru poezie și stătea acolo pe o bancă, medita și se odihnea, fire meditativă.
un copil care se juca cu pietrele, a venit la el și a zis: domnule, dumneata îl cunoști pe Iisus? Grecul, finuț, așa cum a fost toată viața, a zis: nu așa cum ar trebui. Și copilul a zis: uite, acolo este mama mea și poate să te învețe mai multe, vină încoace. Și l-a luat de mână și l-a dus pe bancă lângă Sabina von Brandt. Era Mihai von Brandt. L-a dus la Sabina von Brandt. And you know the rest of the story. Fratele Costache, Ioanid. Ce s-a întâmplat cu omul acesta? Ce s-a întâmplat cu ceilalți? Au deschis dintr-o dată ochii și au avut perspectiva eternității și au zis: viața e mai mult decât atât. Viața are sens numai când o trăiești în ideea asta de cursă, de alergare înspre eternitate. Fac și alte lucruri ca să mă descurc, dar scopul meu este eternitatea. Slujirea mea este un Dumnezeu etern. Și ținta mea este să ajung acasă la Domnul și să iau cât mai mulți frați și surori împreună cu mine. Amin? Unul din cei mai iubiți ai noștri, tot de aici, că n-am vrut să spun prea multe, este moșteacă, fratele Simeon Cure. Dânsul predica, glumea, spunea și la un moment dat se oprea și zicea: hei, v-am zis eu ceva vouă astăzi, ați înțeles voi ce am zis eu astăzi? Nu-i plăcea numai să vorbească așa ca să vorbească. Vă doresc din toată inima să dați la o parte orice piedică și păcatul. Nu faceți pasiune pentru lumea aceasta. Prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Unii aveți pasiuni mecanice, alții sportive, alții aveți tot felul de pasiuni și admir ce mult talent avem în adunarea aceasta de oameni de la Betel. Dar nu vă pot spune alungați orice piedică, și piedică este orice pasiune care este, rivalizează cu Hristos și îl fură pe Hristos, este o piedică, alunec, nu numai păcatul, orice piedică. Și piedica poate să fie ceva foarte pozitiv din viața ta. N-am de gând să aduc o cutie cu donuts aici, să vă pun la încercare. Dar vreau să vă spun că o pasiune, nu poți să scapi de ea decât dacă apare în viața ta o pasiune mai mare. Când erai adolescent, și cu asta chiar termin, pentru că asta e ilustrație care e pentru ei, îți plăceau toate fetele. Toate! La toate te uitai. Până a apărut zâna zânelor. Ileana Cosânzeana. Și când a apărut ea, n-ai mai avut ochi pentru nimeni. Ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia din 11, din evrei, eroi, este că au prins dintr-o dată ideea asta de eternitate. Zice, păi ăștia nu s-au mai întors în urde și puteau să se întoarcă, nu le-a dat Dumnezeu nimic, dar ei aveau în vedere cetatea care va să vină din cer de la Dumnezeu. Au intrat în eternitate, au avut perspectivă eternă. Nu vă sărăciți singuri alergând după gunoaiele acestei lumi. Stăruiți, așa cum a spus Lucian, deveniți oameni legați de cer prin rugăciune și împliniți în anul 2024 nu planurile pe care le aveți voi, ci planurile pe care le are Dumnezeu cu fiecare dintre noi, pentru că pentru fiecare a pregătit niște fapte bune în care noi doar trebuie să le identificăm și să umblăm. Cine are urechi de auzit, să audă. Biserica noastră este deschisă la tot felul de inițiative. Singurul lucru care ne sperie pe noi este apatia, indiferența, plictiseala și lenea. Biserica noastră are acum clădiri mari. Ne gândim să reluăm întâlnirile de duminică dimineață. Tinerii am văzut că deja au schimbat una din repetiție vineri seara, pentru că în afară de muzică avem și școala duminicală și avem și alte lucruri. Corul va trebui să găsească o seară în care să facă repetiții și duminică să rămână, zic eu, probabil numai să repete ceva înainte de program. Avem clase în care vom sta împreună.
Avem duminici după masă, deocamdată una pe lună în care ne adunăm și vom face lucruri frumoase, lucruri frumoase. Dar asta nu înseamnă că dacă un grup dintre tinerii căsătoriți împreună cu ceilalți căsătoriți vor să vină cu copiii, să stea împreună, nu așa la trei și la cravată, ci ca acasă și să aveți părtășie și să aveți aici birthday, să aveți aici onomastici și să clădiți părtășia aceea bisericii, dacă vreți să vă întâlniți pe acasă, dacă vreți, cum spuneau duminica trecută, să reluăm vizitele tinerilor la casele de bătrâni. Pac, ce lucruri frumoase avem de făcut aici. Ne ridicăm și ne rugăm. Fiecare se roagă pentru planul lui. Pe fratele Doru îl chem aici la amvon să încheie el cu rugăciune. Cere de la Domnul lumină pentru ceea ce trebuie să faci tu. Spune așa, Doamne, pentru viața asta îmi bat mintea cu nevastă mea și avem dorințele noastre. Dar dimineața asta vrem să ne gândim la eternitate. Ce vrei tu să facem noi anul acesta care să ne ajute să alergăm frumos, să alergăm frumos, să nu ne oprim, să nu dăm înapoi.